Andrei, salutare! Câteva cuvinte prima dată despre partida următoare, apoi întrebări din partea ziariștilor. Bună ziua! Da, va fi un meci dificil pentru noi. Ultimele partide la Cluj le-am câștigat. Mergem cu gândul să luăm cele 3 puncte și să câștigăm. Și acum întrebări din partea reprezentanților mass media. Cu siguranță ai urmărit meciul CFR-ului de seara trecută. Ce impresie ți-a lăsat? O impresie bună. Au rămas în 10. Au luat și roșu, dar au făcut o partidă bună. Mai am un meci în retur și după mine eu cred că vor câștiga. Cum trebuie să joace Universitatea Craiova pentru a învinge pe CFR luni? Nu pot să zic să dau din casă. Noi trebuie să mergem la Cluj să luăm cele 3 puncte și vom vedea cum o să le luăm. Vă doriți să prelungiți seria negativă a CFR-ului? La asta ne gândim, să mergem la Cluj să câștigăm. Dar va fi un meci, v-am spus, dificil și trebuie să intrăm cu fruntea sus să câștigăm. Ai dat la schimb o eliminare din Cupa României pentru o victorie în campionat împotriva CFR-ului? Sincer să spun, nu. Campionatul este lung, meciul din Cupă va fi doar unul și sper să ne impunem în ambele meciuri. Ai revenit după o accidentare, iar randamentul tău din meciul cu Sepsia a fost unul foarte bun. Ești afectat că nu reușești să marchezi mai des? Nu am de ce să fiu afectat. Prima etapă cu FC Argeș am marcat, mi-am așteptat echipa să luăm cele 3 puncte. Am revenit după o perioadă grea pentru mine după ce am fost accidentat. Am făcut un meci bun cu cei de la Sepsi și sper să marchez la următorul meci. În partida cu Sepsi a fost și o modificare de sistem de joc. Cum te simți tu mai bine? Da, mă simt oriunde mă pune antrenor. Doar să joc. În cât timp crezi că Universitatea Craiova va reveni pe podium? Sper în cât mai scurt timp să revenim pe podium. Sperăm să câștigăm cât mai multe meciuri și să ne batem la campionat. Ce lipsi care vei până acum să obțină rezultatele CFR-ului în ultimele sezoane? N-am avut nici noroc. Ne-am încurcat cu echipe mai slab cotate, să spun așa, și puteam să luăm titlu acum 2 sezoane. E greu să marchezi împotriva unei defensive pregătite de Dan Petrescu? Nu. Am mai mărăcat împotriva CFR-ului, cred că am vreo 4 goluri contra lor și sper să fac din nou. Chiar ai marcat la ultima victorie obținută în Gruia. O faci și acum? Nu știm ce va fi luni seară. Sperăm să luăm cele 3 puncte și nu contează cine marchează. Și ultima întrebare, mai ai în cap acea fază de în ultimele minute ale primei reprize cu Sepsi și dacă ar fi să o reiei acum, ai alege aceea soluție? Sincer să spun, aș alege aceea soluție pentru că Colic era singur în fața porții. Nu am avut de unde să știu că o să-mi bage alunecare, dar așa a fost să fie. Fracțiune de secundă în meci și nu stai să te gândești prea mult.